Nu, e 45 pe 4 acolo. Deci, diferă loc de 9, e 45. 45 pe 4, pentru că 5 minus radical din 3. Deci, în loc de 9, e 45. Ei, nu. Ei, pe ce? Bun, continuăm. Este și eu, în locul de 4, mai dăm o dată. Eu luăm calculul de la un început. Hai să vedem așa. A zis că are secțiune. Media aritmetică, media aritmetică, are loc. Celor două. Am zis cine este? Înseamnă de două ori pi r1 pătrat egal cu pi pe lângă 225 plus 9 fac 234 printr-un 2 printr-un r1 pătrat e așa, r1 e 3 radical din 13 și de acum aici. Sper că am scris rapoartele astea corect. Da. Am zis V-O prim supra V-O tot egal cu 3 pe 15. 1 pe 5. Și atunci de 5 ori V-O prim egal cu V-O prim plus 9. 9 greșit. Am gândit bine. Dar să spunem pe cea dreaptă Miruna, vezi? E fost păcătit. De ce? Că s-a lucrat cu pătratul. Și pătratul e altceva. Aia vedeți pe cea. Facem și asta că noi facem pe divizibil cu 3. Nu mai facem. E urât de șoată. Mama, să nu fac. Mai facem un subiect lui de dintre astea la urmă. Mai facă și două profesor. Tot. Deci au văzut ca tema asta? Da, da. Mai arunări de o dumneavoastră. Hai să o faci și pe ce? De ce? E dificilă? Nu, dar vrea subiecte, nu li dă nimic astea la... Vrea subiecte... Da, bine, da. Hai să iau un subiect acum. Am pregătit. Sunt subiecte, nu e subiecte. Am zis acolo simulare. Exact. Bine, și face mare, nu dacă nu e subiecte, dar am făcut probleme. Deci, am fost bine. Deci, era cum era să stai subiect? Subiect, subiect. Era... ce era scris acolo? Subiecte, simulare... Subiect, simulare, evaluare, casă. În fine, știi de ce? Subiect era... Simulare, evaluare, clasa nouă, evoluție. Facem multe. Și aici, vei? Facem tot testul și subiect 1? Da. Suntem așa. Da. Subiect 1 în primul rând. Yes, 1. Rezultatul calculului. Modul din 2 minus 1 pe 4. 2 minus 1 pe 4. Yes, modulul. Plus. Modul din 1 minus 3 pe 2. Plus. Modul din 2 pe 3 minus 4. Minus 3 pe 4. 2 pe 3 minus 4. Așa. 2 plus 3 minus 4. Yes. Rezultatul altul. Egal, Maria. Aducem la același lucru. Da, repede faci 8 minus 1. Noi 7 pe 4. Și modul 7 pe 4. Plus 2 minus 3 e minus 1 pe 2. Adică modul 1? E 1 pe 2. 1 pe 2. Plus 10 pe 3. 10 pe 3. Plus 10 pe 3. Și egal cu, din una? Egal cu 7, egal cu prima, amplificăm cu 3, a doua cu 6, a treia cu 4 și egal cu 21 plus 6 plus 4, supra 12 și egal cu 61 plus 67 pe 12. Dar 21 cu unde? Din 7 pe 3. Prima cu 3, după 2, a scris cu 2 lucruri. Prima cu 3. Cu 3, da. Din 26 plus 4. Deci bine, nu-i doar comun este 13? 6. Corect. Merge la 2. 2. Dacă într-o clasă de 28 de elevi, un sfert sunt fete, atunci numărul băieților este? Nu, numărul băieților cu B, nu? Deci... dacă într-o clasă de 28 de elevi, un sfert sunt fete, numărul băieților este? Vom părinte fete. Și atunci trei pătrii băieți, nu? Da, și vreau să fie. Trei pătrii băieți înseamnă? Adică
Deodată ce ai zis 7 fete, nu? 7 fete înseamnă 8 pătrime și 3 pătrimi băieții înseamnă 21 băieți. Da, mă faci băieți și fete, da. Mai mult. 3. Ecuația de gradul al doilea, x pătrat minus 2 pe lângă, m plus 1 ori x plus m pătrat. M plus 1 ori x plus m pătrat este egal cu 0, nu are soluție reală, dacă m este în intervalul. Deci egal cu 0 nu are soluție reală, dacă m este în intervalul. Dacă pentru asta, Maria, când o ecuație din gradul meu nu are soluție reală? Când delta e negativ. Deci dacă delta este mai mic ca 0, echivalent acum. Și delta minus 4 ecuație mai mic ca 0? Adică în cazul nostru. Adică în cazul nostru 4. 4 pe lângă. E plus 1 pe la a doua. E plus 1 pe la a doua. Da. Păi. E plus 1 la a doua. A doua. Așa, minus 4 ori 4? A ori 1 ori m la, ori m la 2. M la 2, să fie mai mic strict de pe 0, echivalent. Prin 4 se simplifică. Așa. Da? Și echivalent poate spune că... La ce? Maria? Avem la 2 minus pe la 2, deci m plus 1 minus... Deci așa, m plus... 1 minus n, n plus 1 minus n, pe lângă? Pe lângă n plus 1 plus 1. Pe lângă 2 e plus 1, da? Să fie mai mic al 0, ceea ce ar însemna echivalent. N cu e mai mic al 0. 2 n plus 1. 2 n plus 1 mai mic al 0, adică echivalent, e mai mic decât minus 1 pe 2. Și întrebam? E mai mic la minus 1 pe 2, adică M aparține... Minus la minus 1 pe 2 deschis. Da. M aparține... De la minus infinit la minus 1 pe 2. Minus infinit la minus 1 pe 2. Deschis. Minus 1 pe 2 deschis. Da. Asta, asta e răspunsul. Deci, a fost interesant subiectul. Foarte interesant subiectul. Ecuația nu are soluție reală. Da. Mi-a trebuit să delta negativ și lucrez. Delta negativ. Ce înseamnă? Delta negativ. Pe pătrat minus 4 ce? Îi puteam să luăm pe jumătate. Când vedeți aici dublu, la pătrat face 4 și minus 4 la ce? N-are rău să vă simpliu și face cu 4. Puteam să credeți așa, e plus 1 la pătrat. Adică jumătatea unui 2 pe lângă e plus 1, deci e plus 1 la pătrat, că se e pătrat. Și aia mi-a întrebat bine, eu mă gândeam să zic la pătrat. Aici e pătrat și 2 e plus 1, minus e pătrat, nu știu, pe lângă, era 2 e plus 1, mai mic ar 0. Dar și reacția ta a fost la 2 minus pe la 2, că zicea minus pe lângă, că a fost verșa, foarte bine. 4. Area unui rom cu un unghi de 60 de grade. Deci area unui rom cu un unghi de 60 de grade și latura de 4 este egală cu un unghi de 60 de grade, adică la, hai să facem și un trebuie să ne dăm acuma. Deci unghi de 60, unghi de 60 de grade și latura de 4 centimetri este egală cu este egală cu din două ori la doua ori egal de 3 pe 4. Că avem două triunghiuri echilaterale, deci doi... Deci observăm aici că triunghiul ăsta e echilateral. Și avem două ori... Deci area rombului este egal cu de două ori. Doi e un pătrat radicat din 3 pe 4. Formula aceea de triunghiul echilateral. Și egal cu... Și mai bine nu, că nu știu acolo. E pătrat de 4 a pătrat 16. Radicat din 3 pe 2. Și la fost 2 practică. Volumul unui cont circular cu rata de 3 cm. Maria. Volumul, repreză la plăb, unui cont circular drept, rata mică 3 cm, rata 3 cm, generatoarea 5, este egal cu 1. Generatoarea 5. Și volumul contului e egal cu 1. Care era formula? Mai e un pic. Area bazei, ori h supra 3, pi e pătrat, supra 3. Area bazei, pi e pătrat, supra 3. Supra 3.
Și având în vedere, îl aflăm pe, din triunghiul, dacă facem un con, îl aflăm pe... Aia, ce... Aia, bază că da, pe el pătrat așa. Și poate și face gradul știu, generatorul știu, am înălțimea. Da. Înălțimea e 4, 5, 3 și 4. Numere de treabă aici. Deci o să avem pi ori 9, ori 4, supra 3. Și e cam cu 12 pi. 12 pi centimetri cu 6. 6. Porțiunea maturată din desenul de mai jos reprezintă fracția ireductibilă și avem un dreptunghi și împărțit în 6 dreptunghi mai mici, egale. Deci un dreptunghi. Îl faceți în 6 mai mici, egale. Deci cum așa și unul alb în negru, unul alb în negru, unul alb în negru. Deci în 6. Îl dăm în două dată. Și mai faceți în 2 ori. Și unul alb în negru, unul alb în negru. Așa, 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 așa. Și acum porțiunea hașurată. Deci primul lăsat alb, al doilea hașurată. Și tot așa. Și acea porțiune hașurată, de exemplu, se mai ajută, reprezintă fracția ireductibilă. Așa. Uitați cum se uită. Uitați-vă, uitați-vă, îmi place reacția. Uitați. Adică ireductibilă, vreau. Se întâmplă și momente de blocaj, dar nu trebuie să apară, pentru că trebuie să fie în mână... Și calm, să nu vă regreziți. Pe subiectul 2, primul subiect, desenați un cont circular între... Nu, cu secțiunea de-a se alunghi echilateral. Nu, nu. Da, eu știi cum se desene la asta. Hai să vedem dacă nu mai desene. Iar ce vezi de fiind dacă nu mai desene? 5 puncte. Deci desenați un... Con. Un con circulatelar trebuie cu secțiunea axială un triunghi echilateral. Păi facem mai întâi de triunghi echilateral. Un con. Asta mă întâlnire de echilateral. Da, dar o treci, mamă. Deci. Poate secțiunea. Da. Și apoi nu mai desene. Mare lucru. Asta este. Bine. Doi. Suma de 2010 lei. Deci, suma de 2010 lei a fost împărțită la 3 persoane, direct proporțional cu numărul de zile lucrate de acestea. Știm că primul a lucrat 20 de zile. Deci, X pe 20. Dar puteți scriem noi. Așa. Bun. De suma, suma e 2010 lei. De suma e față 2010 lei. Scrie. Yes. E egal cu 2010. Dacă au fost împărțite la 3 persoane. Deci persoane zice X, Y și Z. Direct proporțional cu numărul de zile lucrate de acest. De acest. 20. Știind că primul a lucrat 20 de zile, al doilea 22 de zile și ultimul 25. Bun. Aflați ce sumă a primit fiecare. Deci X pe 20 egal cu Y pe 22 egal cu Y pe 25. X pe 20, da? Da. Hai să spun. Hai să spun dacă X pe 20 egal cu Y pe Maria 25 și egal cu Y pe 25. Egal cu un K. Așa, asta e egal ca să mergem și după aia pe cealaltă. Suma X plus Y plus Z. Era supra 20 plus 22 plus 25 și egal cu suma S care a ajutat 2010 40, 67 și de aici am că X supra 20 egal cu
Raportul 2010 și 4. Și egal cu 30. Și egal cu 30. De unde x egal cu 2 ori 3, 600. Y cu 4 egal cu 22 ori 30, 660. Și z egal cu 30 ori 25, 750. Da. Astea sunt valorile finite, nu? XYZ. Sigur că tot atât de bine vă dați cu K, valoarea raportului K ar fi fost XYZ, K ar fi fost egal cu 30. Exact. Da? Și K-ul, odată găsit, înlocuim în... Și de cât vreau? Determinat numerele raționale A și B, pentru care avem... A, B, raționale, B, Q. Da. Pentru care avem A pe lângă paranteză rotundă, 3 radical din 3 minus 2, încât paranteza, plus B, pe lângă 4 radical din 3, plus 1, încât paranteza, egal cu 26 radical din 3, plus 1. Bun. Deci, determinați A și B din Q, știi că are loc relația asta. Maria, te rog. Ce facem? Hai, că doar nu stăm de alea. Îl desfacem. Desfacem, da? Da. Și începem să umplăm. Să vedem. Deci, vine 3A radical din 3, da? Da. 3A radical din 3. Minus 3, minus 2, a. Plus 4 pe care plus B. B. 26 pe care 3 plus 1. Echivalent. Ducem 26 pe care 3 în partea cealaltă, deci pe 2a plus, minus 2a plus B și pe 1 în partea aia. Facem o selecție. Dăm un radical din 3 față pe 1 și nu iese. Încercăm să facem. Deci zicem așa. Deodată zicem radical din 3 pe lângă 3a, plus 4b, plus 4b, plus 4b, minus 26, minus 26, egal cu 2a, minus b, plus 1. 2a minus b, plus 1. Plus 1. Radical din 3, 2a minus b, plus 1. Să vedem. Am auzat chestia asta, vrea așa și pe el din eu. Și pauză. Și am oprit. Da. Da. Vrea să le arunca și nu vei vedea și vrea? Sigur. Cum să zicem? Cum le-am scris prima dată, da. Zicem că A pe lângă 3 radical din 3 minus 2 egal cu 26 radical din 3 și B pe lângă 4 radical din 3 plus 1 egal cu 1. Ce te face să faci asta? Nu știu, le văd așa. Păi da, uite aici, aici e rezolvă probleme. Da, zic eu. Sigur că da, foarte important. Nu de ce mă spun asta? Nu vă apucați decât în contextul ieșiți-o respectiv. Deci nu degeaba să dă așa pe din Chiu. Adică cum traducem asta? Da. Cum valorificăm acest lucru? Adică ar trebui să știm așa. IM A... Nu, nu lasă-mă. IM plus IM radical de 3 alții 0. Cu M și M Q, dacă și numai dacă, când se întâmplă egalitatea asta, cu M și M sunt din Q, să aibă loc, când? Când și la egal 3 din Q? Nu, va să la egal 3 din Q, la egal 3 este un număr cu infinitate, este irațional.
cât ce atunci. Când un număr de acesta? Eu nu știu. Când mâini și nu sunt zero. Că dacă se întâmplă să nu fie adevărat, mare greșeală. Iată de ce. Pentru că eu și pot să spun, dar scot de aici pe radical din trei, de aici radical din trei, va fi de tipul M minus M pe M. Minus M pe M. Și cu M și M sunt fracții, adică M pe M este dințiu. Radical din trei, iată. Iar pe de parte, radical din trei, aparține lui el minus plus. Este irațional. Și cum? Cum să fie egalitatea asta? Niciodată. Asta se întâmplă, dacă și mai dacă, în forma în care este aici, mâșii nu să fie zero. Dacă îl așez așa, așa nu pentru argumentare. Dar dacă așez așa, nu nu poate să fie zero. Însă, aici trebuie să zicem așa. Dacă nu și nu sunt din Q, nu ori un radical de 3 va fi din irațional de radical de 3. Și cu ăsta nu poate să facă 0 niciodată. Fracții plus numele raționale nu poate să facă 0. Deci iată, asta este lucrul spectaculos. Notația asta, asta trebuie ținut minte perfect. Da? De totdeauna, dacă am M plus N radical de 3 egal cu un număr, egal cu 0, și mâșile sunt din Q, neapărat de aici, rezultă că M egal cu N egal cu 0. Deci dacă și mai dacă M egal cu N egal cu 0. Deci acest lucru este un lucru pe care l-am punctat acum foarte clar, da? Și l-ați înțeles că deci să aibă loc egalitatea, dacă și mai dacă. Acum, după ce v-am spus asta, ce aveți de gând? Dacă am notat 4 egal din 3 plus 1 cu un X, s-o transformăm. Uite-te la forma asta și uitați-vă aici ce ar trebui să faceți. Să așezați așa. Nu, dar n-ar trebui făcut așa? Aici aducem pe 2 minus B plus 1 în partea cealaltă. Îi dă 0 și atunci 3 plus 4 B minus 26 egal cu 0. 3 plus 4b egal cu 26. Deci și aici, și în forma asta, cum stă așa, cum a și b aparțin lui x, atunci încep așa. 2a minus b plus 1 e tot din x. Așa. Iar radical din 3 pe lângă 3a, adică asta spun, 3a mai întâi, 3a plus 4b minus 26 este din Q, însă clipa în care mulțesc pe asta cu radical din 3, iar atunci 3a plus 4b minus 26, ori radical din 3, este numai irațional acum, că am băgat lângă radical din 3. Ori radical din 3, deci aparține lui el mai puțin Q. Și cum e egalitatea asta să se întâmple? Adică un număr din Q să fie egal cu un număr din R minus Q. Înțelegeți? Este Q și cu R minus Q sunt disjuncte, adică n-au cele mai comune. Deci asta se întâmplă, egalitatea asta de aici. Deci după ce am construit așa, spunem, are loc 1, 1, 1, cere obligatoriu ca 3a plus 4b minus 26 să fie egal cu 0 și tot așa simultan 2a minus b plus 1 se face 0. Ceea ce ar însemna echivalent, va spune 3a plus 4b facă 26. Și 2 ani plus 2 se facă minus 1. Egal cu? Minus 1. Listă de ani. Dacă mai e balanța. Și o să rezulte ca egal cu... Hai, de ce se listă de ani? Ați fi 3 ani plus 2 ani. Hai, lasă-mi mai cât timpul miruna. Eu știu metoda substituției, metoda reducerii de aici. Trebuie să fac așa, listă de ani, mai pierd în timpul.
Și pe egal. Nu ți-ai scumpat cu aici, pusi să scumpă. Ca să stă primele, da. Patru, de relația asta. Și apare sistemul. Prima rămâne 3 a 4 b, prima de aia egal cu 2 de 6. Și 2 a 8 a 2 a 8 a 11 a 11 a egal cu 2 a egal cu 2 a egal cu 2 a egal cu 2 a. Iar B-ul? Eu din primul aveam 3. Din primul sau de la a doua, mă zic. Și B egal cu 2A plus 1. B egal cu 2A plus 1 și egal cu 4 și 1, 5. Ia-ți vedem. E minusul acolo, domnul. B. B. Dar cu 2A plus 1, ori e bună, da. B egal cu 2A plus 1. Deci este 5. Cu asta am aflat pe A și pe B, cele două valori. Mai ne uităm în exercițiile ce a fost valide. Deci, până aici, deci, eu am solicitat destul de bine. De ce a fost bună ideea să încercăm să facem 1, 2, 3, 4? Este, dar am știut că sunteți mai greu, știți? Foarte bine, dar... Gândit acolo. Deci, determinanța din Q aș să aibă să aibă loc relația asta, egalitatea. Foarte important A și B sunt din Q. Dacă A și B ar fi fost reale, nu mai aveam voie. Că puteau să fie A și B din mulțimea numelor iraționale, din R, din Q. Și atunci nu mai aveam niciun motiv de supărat. Dar dacă în ce de și spunea și B din Q, era în construcția asta. Că în momentul acela, 2A minus B plus 1 din Q, ăsta e din Q, și cum să fie un număr irațional, e cam un număr rațional. Niciodată. Că asta devine irațional când denunțe ea cu radicalul. Dar la nu la forma asta, să cum își copii radicalul ăsta din 3 care își face din față. Neapărat trebuie să așezat așa. Eu ce am zis și mă spun. Da, exact. Deci la tot radicalul ăsta care îi face jos. Să-i spun lui așa, da. Sunt după formula asta. Chiar scriu așa, după ce n-am. Eu scriu ca idee, mă plus m radical de 3 egal cu 0 și mă și din Q, obligă m egal cu m egal cu 0. Din motivul ăsta așez așa. Corect. Din motivul ăsta așez așa. După care mă duc la un sistem banal, suntem de 2 cu 2. Dar cum mă iniziam, dar știu că mântul nu e egal cu 0, normal, mă duc pe acolo. Rămâna e blocat. A, rămâna acolo. Da, cum ai spus mai devreme, m-am așezat așa și celălalt. M-am așezat și mă uită el. Dar e ca de trei irațional, da, și de aici pleacă logica lucrurilor. Aș și să zicem, o să mai facem. Deci ăsta va fi ridicat problema. Da, ăsta nu vreau ce cu viața. Bun, mergem. Se consideră expresia ei de X. Hai X își trecem în jurul. Hai să facem o tabă frumoasă. Mă bucur mult că mi-a elat din tot timpul pe chestia asta. Știi ce înseamnă? Calitatea se dublează în condițiile care se vede bine pe tabă. Iar când cel care urmărește și vede, nu vede nimic, problema la ziua face. Pleacă urgent. Așa că 50% din reușita lecției se datorează și acestui lucru. Noi îl facem nu numai pentru noi lecția, ci și pentru prietenii noștri. Bun. Vom la subiectul 4, domnul. Te vom te repreza, e de X egal cu 4. 4, da. E de X. Egal cu X pătrat plus 4 este 4. X pătrat plus 4 este plus 4. Supra 4 X pătrat plus 10 X plus 9. 4 X pătrat plus 12 X plus 9. Plus 9. Înmulțim cu paranteză pătrată. 2 minus. 2 supra X plus 2 la 2. 2 supra X plus 2 la 2. X plus 2, deci 2 supra, X plus 2, totul la 2. Jos 2 minus 2 supra,
x plus 2, a plus 2, da? Deci, vezi, da? 2 plus 2, x plus 2, da, la pătrat. Da, eu am mai 2, numi tot lucru. X plus 2 la pătrat, am spus. Minus 2x supra. Minus 2x supra. X plus 2. X plus 2. Va fi de paranteza pătrată. X aparține iar minus. Asta o secundă. Atât. Deci, avem o expresie, s-o duce la forma cea mai simplă. Da. Da. Da, zice, arată să facem și pătratul de ce x plus 9 este pătratul unui număr real. Dar o să vedem. Bine. S-a dus la funcția. Bine. Și apoi aduceți expresia la forma cea mai simplă și arătați că nu se mai poate simplifica pentru orice x aparține unui z fără o valoare. Da. Facem tot ce știm noi. Adică la forma cea mai simplă, simplificări, tot. Haideți. Astăzi. Vreau aici să vedem dacă stăm de vorbă cu ea sau în ce zonă stăm de vorbă. Deci x aparține cu ei. Ce înseamnă x aparține cu ea, în afară de ce puncte? Minus mulțimea? 2, minus 2. Minus 2, dacă ați înțeles foarte bine, că x plus 2 este de 0 și aici și de acolo. Minus 2 și? Și ce să minus 2, minus 3 pe 2. Avea să vedem unde e fracția asta, să vedem. Da, e 2x plus 3, deci minus 3 pe 2. Deci 2x plus 3, 2x plus 3 pe toată fracția. Da, deci, da. Prin 4x pătrat, de 2 prima ori, a doua, 4, 3, 12 și plus 3 la 4. No. Corect. Deci x nu are voie să fie nici minus 3 pe 2. Da. Așa, la data pe minus 2 și minus 3 pe 2. Bun. Acum, în zona asta, o vedem. Poftim, minus 1. X plus 2 tot la 2. Deci x plus 2 tot la 2. X plus 3 tot la 2. 2x plus 3 tot la 2. Ori 2 radical din x plus 2 tot la 2. Ori? Ori, ori aduce 2 exact de x peste 2. Prima cu x plus 2 la 2. Deci am spus că 2 e factor comun. Da. Și acum prin figură x plus 2 prin x plus 2 totul la pătrat minus 1 da. Și minus x minus 2. Nu totul. Totul supra x plus 2 la pătrat. Nu, nu, acolo aveți 2 la 2 în față, a rămas x, x pe lângă x plus 2. Că l-a dat doar pe 2 și a rămas minus x pătrat, pe lângă. Minus 2x. Da, e bine acum. Că acum sunt x, că am scos pe 2 factor și x-ul acela se numește sub x plus 2. X pătrat cu 2 x, cu minus 1 4, minus 1 pătrat, minus 2 x, corect. Minus 2 x. Bun. Și egal cu Maria. X plus 2 la 2. Dar noi ori mai simplificăm, nu? Maria, ne uităm la care să simplificăm. Nu ori acolo într ei? Sigur. Hai să simplificăm. Deci asta de asta de aici. Așa, și rămân. Sănătoți. Ca să rămân așa. Deci, deodată și mulțim. Rămas 2 pe lângă Maria, pe lângă... Ridică la pătrat aici, da? Deci 2 ori x pătrat. X pătrat plus 4 plus 4. Plus 4 minus 1. Minus 1 minus... X pătrat. Minus 2 minus 2 minus. Supra? 2x plus 3. Supra. Supra. Și cam. Și cam cu x pătrat cu x pătrat. 4x cu minus 2x și face 2x plus 3. 2 pe lângă 2x plus 3. Supra 2x plus 3. La pătrat. Cu pătratul și face 2 supra 2x plus 3. Asta e forma cea mai simplă. N-am rezultat aici, așa că nu îl vom fi. Sigur, să vedem foarte ușor. Nu stă vezi? Nu, aici am gândit. Deci, la punctul A, trebuie să arătăm că 4x pătratul de 10x plus 9 este pătratul unui număr real. 4x pătrat. De 10x plus 9
E pătratul de numărea. Adică la tine. Aici, da? Da. Este, dar și l-am făcut de așa. E 2x plus 3, tot la pătrat. Da. Punctul A e ăla. Punctul B. Am adus expresia la forma cea mai simplă și arătăm că nu se mai poate simplifica pentru orice x aparținându-lui z, fără minus 2. Fără x aparținându-lui z, aparținându-lui minus 2. Așa este. Pentru orice x care aparținându-lui z, adică orice x în 3, în afară de? Minus 2. Minus 2. Noi am avut așa și am avut grijă să punem și x diferit de minus 3 pe 2. Dar dacă ne gândim la întregi, minus 3 pe 2 nu intră în mulțimea numărului. Mai minus 2. Mai minus 2. Așadar, nu se mai poate simplifica. Și ce scrie la B? Deci B, spunem așa, e de x, este de forma 2 supra 2x plus 3, ireductibilă, este ireductibilă. Da, ireductibilă. Oricare ar fi x care aparține lui z minus mulțimea formată din elementul minus 2. Că până am ajuns la e de x așa, am fost puși în situația să mai simplificăm. Am lucrat cu fracția i 2 supra x plus 2. Și ea se anulează numitorul prin x egal cu minus 2. Și atunci, e bine. Zice că pentru orice x aparținându-lui z așa, 2x plus 3 este număr impar. Și cu numărătorul numărul 2, rezultă că nu se mai poate simplifica. O secundă. Deocamdată am fost atent și deocamdată am spus că are rost asta. Dar ca să fie ireductibile, trebuie să insistăm în continuare să spunem că nu există posibilitatea ca aici 2x plus 3 să fie vreodată să se divide la 2. Să aibă de 2 divizoare. Pentru că, deci, 2x plus 3 nu se divide. Deci, se divide. Nu se divide la 2, da? Din ce motiv? Pentru că 2x plus 3 egal cu 2x plus 2 plus 1 egal cu 2 pe lângă x plus 1 plus 1. Deci impar. Deci este impar. Aici e par și 1. Deci egal. Număr impar. Și fracția nu este simplificată. Da. Deci acum este ireductibilă. Bine. 5. Se consideră funcția f de r valorie f definită pe f valorie f definită pe f cu valorie f de x egal cu radical din 3 radical x din 3 x minus 1. Minus 1 reprezentați grafic funcția și determinați măsura unghiului format de grafic cu axa abciselor. Așa. Hai să reprezentăm repede. Maria mă ajută repede. Axele necoordonate a x-ilor sau abciselor, să mai numește, și a y-ilor sau ordonate. Dăm x valoarea 0, y este minus 1. X e 0, y este minus 1. Când y e 0, x e 1 pe 3. Când y e 0, x este 1 pe radical de 3 sau radical de 3 pe 3. Da. Că, deci, a zis, radical de 3 pe 3, dar cât face 1 și radical de 3 pe 3, 1 și 71 pe 3, 0 și așa. Cam pe aici este, să zicem, nu? Asta a zis minus 1, cam pe aici. E, gata. Pe aici trebuie să dăm, da? Și un lucru cu axa și să dăm. Asta este unul de aici. Deși mi-a spus. Deși l-am spus, am greșit. Ce altă mă eu recunosc că am greșit.
Deci care este omul numărul ăla? E 45, nu? E 45, nu? Pentru că Iisus cer drepturnic. Dar nu știu dacă Iisus cer din nou. Trăieric, îs acești Nu. Adică, am și un motiv să spun că e... Asta ce corporat are? Hai să nu mai luăm. Hai să vedem. Ce corporat are? Aici ăsta de aici, da? 0 și minus 1. Deci A de coordonate 0 și minus 1. Iar B aici. 1 pe radical din 3 și 0. Nu se dă. Vezi? Da. Deci 1 pe radical din 3. Și sau radical din 3 pe 3. Și 0. Radical din 3 pe 3. Hai să facem câte e o... cât e AO, cât e BO, dar când e... să vedem că sigur e un nu ceva pe acolo. Vrei să vedem cât e AO, cât de mare? Da. AO este 1. 1. OB e radical din 3 pe 3. Da. Și atunci ducem înălțimea din nou pe R, din nou pe AB. Și nu am. Unghiul de aici. De este același cu ăsta de aici. Și ai între unghiul BO. A, sinus? Nu știu ce să fie, ca să vezi catetele. Catetele. O tangentă lucrează, nu? Nu, că ți-a prescris. Da, tangenta lucrează pentru chestia asta, da? Și atunci, între unghiul BOA, între unghiul BOA. Alfa ăsta care e cerere, unghiul alfa, zice unghiul alfa, este egal cu unghiul OBA. Egal cu unghiul OBA. Atunci zicem, tangentă de OBA, egal cu tangentă de alfa, aici este tangentă de alfa egal cu tangentă de OBA și egal cu 1. Atâta ori opuse, 3 pe radical din 3. Și va fi din 1, pentru că ce este 1, supra... Sau ori 3 pe radical din 3. Supra cateta alăturată. Cum? Așa, nu? Da. Cateta opusă, supra cateta alăturată. Și cateta alăturată e radical din 3 pe 3. Deci era 3 supra radical din 3. Sau era 1 pe radical din 3. Așa a spus în termen. Hai să lăsăm așa. Radical din 3 pe 3. Deci 1 supra radical din 3. Și va radical din 3. Și va radical din 3. Bun. Și tangenta cui este radical din 3? A unui unghi de cât trebuie? Acum facem. Acum la 4. E 45. La 45. Maria, pe ce vreau? Nu, de 45, 60 și 60. 60? Da. Unde ești dată să-i trebuie? La sigur ești. La cât este de... la 45 de grade de tangentă? 1. Tangenta și o tangentă la 45 de grade nu are valoarea 1. Catetele sunt egale. Tangenta și o tangenta. Și atunci, la 30 de grade e radical din 3 pe 3, la 60 de grade e radical din 3. Dar, într-adevăr, rezultă alfa e egal cu 60 de grade din 3. Nu știu. A